contractul privind parcările cu plată în Chișinău nu a fost semnat în mod de sine stătător de către Nistor Grozavu. Viceprimarul a făcut această declarație după ședința serviciilor operative ale primăriei. În acea perioadă, primarul nu se afla în deplasare. Situația unui vice pro a unui adjunct este că intră la șef cu poziția lui și iese cu decizia șefului. Contractul l-am citit pentru prima dată pe 25 aprilie la CNA. Am fost indus în eroare că va fi examinat la Consiliul Municipal Chișinău. Nu am semnat de sine stătător un asemenea contract. O să vedeți când va fi finalizată ancheta. Vă veți convinge de acest lucru, a mai menționat viceprimarul Nistor Grozavu. Absolvenții de gimnaziu au intrat în sesiune. De astăzi și până pe 15 iunie, aceștia vor avea de susținut teste la mai multe discipline, printre care limba și literatura română pentru elevii alolingvi, limba de instruire matematică, istoria românilor și universală. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, la proba de astăzi, care a fost la limba și literatura română pentru elevii alolingvi, au fost admiși peste 5600 de candidați, din 236 de instituții de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Ultima probă va fi pe 15 iunie la Istoria Românilor și Universala. Situația cu deșeurile necolectate din capitală nu mai poate fi tolerată, afirmă socialiștii care inițiază în acest sens discuții cu fracțiunile din CMC. Suntem gata și astăzi și mâine de dimineață. Am vorbit cu mai mulți reprezentanți ai fracțiunilor din diferite partide politice, consilieri independenți. I-am invitat și pe cei de la Bubuieci. Acolo sunt două categorii de oameni, unii care într-adevăr sunt indignați și așteaptă soluționarea vis-a-vis de gunoiștea neautorizată și alții care cel mai probabil fac parte din Partidul Liberal sau sunt simpatizanții acestuia, a mai spus președintele fracțiunii PSRM din CMC Ion Ceban. Acesta mai adăugat că indicațiile date angajaților primăriei de către liderul PL Mihai Ghimpu ca să boicoteze activitatea întreprinderilor municipale s-au adeverit. De dimineață, un grup de locuitori ai capitalei împreună cu mai mulți consilieri socialiști au protestat în fața sediului PL. Aceștia au adus cu ei mai multe sacoșe cu deșeuri, iar reprezentantul formațiunii Liberale a ripostat agresiv. Dosarele candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului au fost examinate de către Comisia Cultură, Educație, Sport și Mass Media. Astfel, la etapa de interviu în cadrul comisiei au fost admise 12 persoane. Comisia Parlamentară Cultură a anunțat concurs public pentru suplinirea a 3 funcții vacante de membru al CCA. Dosarele au fost depuse în perioada 18 aprilie-12 mai curent. Amintim că recent a fost ales și un nou președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol. Anterior, acest post a fost ocupat de către Dinu Ciocan. Tribut adus eroilor căzuți la datorie. Monumentul în memoria echipajului aerian Smurd Iași, membrii căruia au decedat la Harghiș-Cantemir pe 2 iunie anul trecut, a fost inaugurat în apropierea localității. La ceremonie au fost prezenți rudele celor 4 medici, reprezentanți ai Serviciului Situații Excepționale de la Chișinău, dar și persoane oficiale, printre care premierul Pavel Filip, fondatorul Smurd Raed Arafat, dar și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. Ultimul a declarat că partea din monument în formă de pistă reprezintă pista veșniciei, unde au aterizat cei 4 eroi. Amintim că accidentul cu aeronava Smurd a avut loc în timp ce medicii se deplasau pentru preluarea unei misiuni de salvare. Toți uită că dacă se modifică codul electoral, nu este posibil de organizat alegeri decât peste 12 luni, adică în august 2018. Cu acest mesaj a venit pe rețelele de socializare președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Acesta mai precizează că august și septembrie sunt luni complicate, întrucât toată lumea este în vacanță și dacă vine vorba de anticipate, atunci cel mai apropiat termen este luna octombrie. Însă cer o stare să forțeze anticipate în octombrie, dacă în noiembrie-decembrie este un termen legal, se mai întreabă Democratul. Amintim că la inițiativa șefului statului Igor Dodon pe 24 septembrie curent va avea loc un referendum, la care printre chestiuni va fi și extinderea împuternicirilor președintelui țării la capitolul dizolvarea Parlamentului.
Cetățenii moldoveni care sunt stabiliți la Londra pot beneficia de asistența consulară necesară în contextul atentatelor sângeroase produse în seara zilei de 3 iunie în capitala britanică. Totodată, Ministerul de Externe de la Chișinău informează că atât instituția propriu-zisă, cât și Ambasada Republicii Moldova la Londra sunt în contact cu autoritățile britanice și au stabilit că printre victime nu sunt cetățeni ai țării noastre. Amintim că în urma atentatelor de pe 3 iunie au decedat 7 persoane în afară de atacatori, altele 48 fiind rănite. În contextul celor întâmplate, premierul britanic Theresa May a spus că oricum alegerile parlamentare se vor desfășura joi 8 iunie, așa cum a fost stabilit.